Încă o dată, Franco, Carson trimite pucul în cealaltă parte a terenului. Și acum noi, Gheorghiu are șansa de atac, șutează, apără Pauls, dar pucul deviază și este pus în poartă de către tot Adrian, jucătorul cu numărul 22 al lui Ferencváros. Zagidulin, Borisenko șutează, însă pucul deviază din din piciorul lui Carmeniemi. Șut! Șut al lui Molnar Zsombi, deviat, dacă mi s-a părut bine, a deviat de la Peter Balázs. Biro Gheorghiu, pas Zagidulin și gol. Zagidulin rămas singur în fața porții și reușește să înscrie. Trancă scoate pucul din angajament, Borisenko șutează și gol. Venit foarte repede din angajament. Să vedem dacă pot fructifica aceste două minute. Schweitzer contraatacă, șutează și gol. Gol venit cu mai puțin de 10 secunde. După angajamentul făcut, însă tot Adrian nu poate prelua. Carmeniemi readuce pucul în treimea adversă. Noi Gheorghiu șutează și gol. Gol înscris de Noi Gheorghiu. Un puc strecurat între trimere, trimite pucul. Pavuk pasează. Rantanen șutează, apără Pauls. Încă o dată Rantanen șutează și gol. Puc, dacă am văzut bine, a intrat printre picioarele lui Patrick Pauls. 4-3 în favoarea maghiarilor. Și acum șansă de atac al Brașovului. Trancă șutează, apără și încă o dată reușește să egaleze Molnar Zsombi cu doar câteva secunde, 10-15 secunde. Carmeniemi însă este deposedat de Borisenko. Kulmala reușește să treacă pe lângă Treancă. Kulmala, Carmeniemi, Schweitzer și înscrie după 32 de secunde din prelungiri